subiect, a vorbit despre prevenirea cancerului din două motive. Odată că la ora actuală în lume și la noi este a doua cauză de mortalitate. Iar România are cea mai mare mortalitate prin cancer dintre țările europene. Iar la trei cancere este pe locul 1 din coada Europei. Deci este o boală cu mare răspândire în masă, este o boală așa care afectează indicatorii de sănătate publică foarte grav. Al doilea motiv este faptul că în literatura românească acest subiect nu a fost abordat aproape deloc. Deci această cărțulie mică, așa cât o broșură, sub 100 de pagini, cred. Mi-am dat și o seama după ce am terminat-o că este prima carte de prevenție a cancerului din literatura românească. Dar fenomenul nu e surprinzător, pentru că acum câteva luni am încercat să aplic pentru un fond european pentru prevenția cancerului. Și am aplicat la o fundație din România care folosește bani extracomunitari, extra-europeni. Proiectul n-a fost acceptat și am cerut niște explicații directorului fundației. Și mi-a spus că finanțatorul nu dă voie să se folosească banii lui pentru prevenție. Atunci am încercat un alt proiect și de la Bruxelles o consultantă mi-a spus e bine, dar ia și un partener american că ai punctaj mai mare și reușești sigur să câștigi proiectul. Am găsit o fostă pacientă la Cornell University, o mare universitate, una din cele mai bine cotate din lume. Ea a vorbit cu șeful ei și mi-a zis universitatea noastră nu acordă bani pentru prevenție. Nu cercetează prevenția. Dar eu am să dau un telefon la Institutul Național de Cancer de la Washington și sper să reușim. A sunat acolo și prima întrebare care i s-a pus: ce temă are acest subiect european, doctorul ăsta din România, ce vrea să abordeze? Și ea a spus prevenția cancerului, pentru că România stă foarte prost la capitolul acesta. A primit același răspuns, noi nu cercetăm prevenția. Ea a insistat, dar luați vreo 2-3 milioane de euro în proiectul ăsta european. Nu ne interesează banii aceștia, deoarece în statutul nostru noi nu ne ocupăm de prevenție. Și, sigur, atunci am înțeles mai bine ceva, fenomenul, și național și internațional. Și pentru că am între 5 și 10 bolnavi pe zi cu cancer la cabinet, deși eu nu sunt oncolog, vin pentru tratamentele alternative, am cercetat amploarea acestui fenomen și mi-am propus totuși să extrag eu din câteva zeci de cărți tratate, studii de oncologie și nu numai, factorii oncogeni. Deoarece cancerul se tratează greu, însă paradoxal poate fi prevenit foarte ușor. Și metoda cea mai sigură de a nu fi afectat de această boală este să o previi sau să o depistezi în stadii foarte, foarte precoce. Bolnavii care sunt depistați în stadiul 1, de exemplu, au șanse maxime de supraviețuire. Din păcate, România stă prost și la acest indicator, adică majoritatea cancerilor în România sunt depistate în stadiul 3 și 4, când ne luptăm mai greu cu el. Ei bine, mi-am propus să nu depășesc jumătate de oră, 20 de minute, doar să trec în revistă acești factori simpli, banali și care totuși
vedeți în practică, oamenii nu îi pot exclude, nu se ferește de ei, nu știu de ce. E o problemă spirituală la mijloc, ceva, că e atât de simplu să nu fumezi și, și toată lumea știe că fumatul dă cancer la plămâni și totuși România are 27% dintre adulți fumători, cel mai mare procent, și aici suntem campioni, din Europa, de aceea și cancerul de plămâni în România este, ca incidență față de procentual la populație, e cel mai mult dintre toate țările europene. O singură țară cât care e mai mult ca noi cancer pulmonar, nu știu dacă Macedonia sau Republica Moldova. Deci tot în coadă, cum s-ar spune, suntem. Deși în Europa se fumează de prin secolul 16-17, de-abia în anii 50, Dolb și Hill, doi doctori engleși, au luat în studiu câteva zeci de mii de doctori engleși, fumători și nefumători, și și-au propus să facă un studiu prospectiv asupra lor, prin chestionare periodice. Au luat doctori pentru că erau siguri că răspund mai corect, mai bine, înțeleg fenomenul. Și studiul acesta s-a terminat în 1992, deci a durat 40 de ani și au dovedit indubitabil, prin indicatori de valoare statistică, prin studii amănunțite, că riscul unui fumător de a face cancer este de câteva ori mai mare decât al unui nefumător. Practic, dacă luăm un lot de cancere pulmonare, de 100 de bolnavi cu cancere pulmonare, aflăm că 85% dintre ei sunt fumători. Deci, fumatul, în mod sigur, generează cancer la plămâni. Și nu numai. Poate genera și un cancer la limbă, și la buze, și la faringe, și la laringe, și la trahee, și la cavum, și așa mai departe. Țările occidentale, în ultimii 20 de ani, au deschis o campanie antifumat foarte agresivă și eficientă, pe multiple planuri, și prin scumpirea țigărilor, și prin legi care interzic fumatul în locurile publice, și etc., etc., prin convingeri la radio, la televizor, așa, și în felul acesta, cancerul pulmonar a rămas pe locul 1 în țările care nu au dezvoltat o astfel de campanie. Ei bine, în afară de fumat, mai sunt și alți factori cancerigeni. Cel mai de temut, deși nu se vede la prima vedere, este zahărul alb rafinat, care produce cancer prin mai multe mecanisme. Odată, slăbind flora intestinală saprofită, flora din intestin care ajută organismul să trăiască sănătos, prin faptul că metabolizează alimentele, se luptă cu microbii patogeni care ar vrea să pătrundă în corpul omului, detoxifică tot timpul conținutul intestinal, zahărul slăbește această floră intestinală și o deviază spre o floră slabă, că nu mai poate apăra organismul de eventuali factori oncogeni. Al doilea mecanism prin care zahărul acționează oncogen este stimularea permanentă a secreției de insulină, care, la rândul ei, stimulează o substanță numită chiar factor de creștere celulară, care este, în esență, o substanță cancerigenă. Al treilea mecanism face să crească nivelul de estrogen în trupul femeilor, estrogen care, tot stimulați ani și ani de zile, ajung să dea cancer în sfera genitală a femeii. Apar al treilea factor oncogen răspândit în masă este azotatul, sărurile nitrice cu care omul se întâlnește aproape zilnic o viață întreagă. De unde provin ele? Odată provin din sol,
Aici mi-am făcut documentația la facultatea dumneavoastră când am scris această carte, unde găsești tratate întregi despre efectul azotatului și a sărurilor nitrice în agricultură, asupra plantelor, foarte bine studiat, cât rămâne în sol, cât intră în plantă, unde se duce mai mult, în rădăcină, în frunză, în tulpină, câți ani are remanență în solul respectiv, cât se duce în apă, în straturile mai de jos, mai de sus, etc. Deci oamenii au muncit enorm ca să studieze și să folosească azotatul. Din păcate, în cărțile care le-am găsit aici în bibliotecă, nu scrie nimic despre efectele negative ale sărurilor nitrice. A trebuit să merg în alte biblioteci, în alte zone, și să descoper efectele negative și în special cancerigene ale sărurilor nitrice asupra omului care consumă aceste plante alimentare. A doua sursă de săruri nitrice o reprezintă toate mezelurile. Acum, Uniunea Europeană a dezlegat cumva o doză mai mare, până la 3-400 de miligrame de săruri nitrice la kilogramul de produs finit. Românii sunt un popor care mănâncă cu 23% mai multe salamuri decât restul popoarelor din Europa. Românilor le plac salamurile foarte mult. Sărurile nitrice din salamuri și mezeluri se combină în stomacul omului la un pH acid cu aminele din carne. Aminele fiind cele mai simple fracțiuni proteice din carne. Și dau o substanță numită nitrozamină sau dimetil nitrozamină. Ea este o substanță cunoscută de vreo 60 de ani în medicina experimentală și este folosită într-un laborator în laboratoare de oncologie experimentală pentru a provoca un cancer la animalul de experiență. Dacă îi dai astăzi nitrozamină unui șobolan, de exemplu unui popai, cu precizie, a 14-a zi are cancer la ficat și poți să-l sacrifici pentru că sigur găsești un cancer acolo. A fost prima substanță prin care a fost posibilă reproducerea unui cancer în laborator. De ce acești 3-4 factori cancerigeni, cei mai răspândiți în lume la ora actuală, de ce totuși lumea nu-i evită? Să se pune această întrebare. Ce se întâmplă? E atât de simplu să nu mănânc salamuri, e atât de simplu să nu mănânc zahăr, e atât de simplu să nu fumez. Și totuși, oamenii nu respectă niciunul din aceste trei sfaturi și continuă să facă cancer în procente foarte, foarte mari. Atât de mari cum sunt în Europa, în America și, din păcate, dintre țările europene, România este fruntașă. Unul din motive pentru care omul nu reușește să se sperie pe el însuși este faptul că acestor trei factori oncogeni le trebuie cam 30 de ani ca să acționeze continuu pentru a veni momentul acela în care celula deviază spre o multiplicare oncogenă, canceroasă, anarhică. Celulele corpului nostru sunt într-o dinamică continuă, de când e conceput copilul și până la moartea lui. Și această... Ce înseamnă această dinamică? Ele, unele mor și altele le iau locul. E un proces de înlocuire a celulilor prin moartea unora și înmulțirea altora care le iau loc. Fenomenul acesta se petrece în liniște, nu, travaliul acesta nu este resimțit subiectiv de persoana umană, de om. În momentul în care, în lanțul acesta continuu de preschimbarea celulelor, intervine un factor oncogen atât de banal, ca țigara, ca salam, nitrozamina, zahărul, după circa 20-30 de ani, asta este rata cunoscută, cu precizie calculată, atunci
înmulțirea aceasta nu se mai face armonic ca o celulă sănătoasă, pulmonară, să ia locul unei celule care a murit de bătrână. Și se face anarhic. Iar acesta este cancer. Înmulțirea anarhică a unui grup de celule din corpul unui om. Rafael Noica spune că această boală numită cancer este o boală a neascultării. Dar ea are două sensuri, această neascultare. Este și una duhovnicească, bineînțeles, că dacă un doctor sau un preot spune omului din fața lui, domne, nu mai mânca zahăr sau salam, că s-ar putea să faci un cancer. Și el nu ascultă, e o boală a neascultării. Dar ea exprimă și o realitate fiziopatologică. În sensul că, deși Rafael nu e medic, dar a cochetat mult cu medicina și fiind un duhovnic bun, el a intuit. Celula canceroasă este o celulă care nu ascultă. Ea nu ascultă de comanda genetică inițială de a se înmulți armonic și a înlocui o celulă bătrână dintr-un organism. Ea se înmulțește anarhic. Chiar filozofii, să zic așa, din medicină, din oncologie, o numesc celule nemuritoare, pentru că ea trăiește un timp și după ce moare omul. Așa s-a constatat. E o celulă rebelă care, în momentul când a apărut, nu mai ascultă de nimeni și de nimeni. Și, din păcate, nu prea ascultă nici de tratamentele oncologice. Ei bine, în afară de acești factori, care acționează populațional. Și de aceea oamenii nu reușesc să se lase de ei pentru că nu înțeleg fenomenul. Am avut, și mereu am bolnav, la care îi spun nu mai fuma că există riscul să faci un cancer. Sau nu mai mânca zahăr că există riscul să faci un cancer. Sau nu mai mânca salamă. Foarte adesea răspunsul din partea bolnavului este așa. Nu fac cancer. Eu am mâncat și ieri salam și uite că n-am făcut. El nu înțelege că trebuie 30 de ani ca să facă cancer. Dar acești 30 de ani, și nici asta nu înțelege, trec foarte repede. Însă nu avem percepția timpului sau nu știu, ne place să trăim clipa. Și atunci, sigur că nu vedem peste 30 de ani ce se întâmplă. Dar sigur se întâmplă așa. Unii bolnavi pun problema, dar uite că noi toți am mâncat salam în familie și numai eu am făcut cancer. Ei bine, așa e firesc să se întâmple. Un doctor american, în urmă cu vreo 30-40 de ani, a avut curajul să vină în medicină cu un concept nou. Și el a spus, nu există cauze ale bolilor. Sigur că toată lumea a rămas stupefiată. Cum să nu fie cauze ale bolilor când noi avem în tratatele de medicină un capitol special care se cheamă etiopatogenie. Și asta înseamnă cauzele bolilor. Și acolo sunt studiate. Aia. Dar el a răspuns foarte bine la această problemă care o pun chiar bolnavi. Dacă ar fi cu precizie o cauză a bolilor, atunci toți oamenii supuși acelei cauze ar trebui să facă aceeași boală. Ori, în practică nu se întâmplă așa. Există o ereditate a fiecărui om cu care vine pe lume și care este dată această ereditate. E biologică, nu e de natură spirituală, vine prin genom uman, printr-o combinație de la genele părinților și ale părinților strămoși și așa mai departe. Însă, persoana respectivă face sau nu face o boală în funcție de factorii de risc pe care îi practică sau la care este supus pe terenul lui propriu ereditar. Este ceea ce noi în conceptul de medicină creștină învățăm și spunem la studenți că omul de la cădere încoace, de la Adam încoace, vine cu predispoziția spre boală. Dar face boala
sau nu face în funcție de viața lui personală. Statistica însă dovedește că acești factori de risc sunt adevărați și sunt reali. În afară de acești 3-4 factori care acționează în masă la toate popoarele așa zise civilizate, există acum un indicator care se cheamă indicatorul de dezvoltare umană, Human Development Index, și care arată, care ia în calcul instrucția unei persoane, mai ia în calcul PIB-ul țării și încă un indicator. Cu care cert este că acest indicator arată cât de dezvoltată este o țară din punct de vedere material, biologic și așa mai departe. Nivel de trai, așa, nivelul de trai. Acest indicator demonstrează că țările cu HDI mare, cu indexul de dezvoltare umană mare, au mai mult cancer decât cele foarte sărace și foarte amărâte. La copii este invers. Pe de altă parte, a apărut recent o carte care se cheamă 7 locuri din lume unde nu există boli. De fapt, sunt 7 comunități, mai mari sau mai mici, care au fost cercetate de niște doctori americani și acolo au constatat că, într-adevăr, sunt boli și bolnavi foarte puține. Adică există un alt indicator în medicina socială care se cheamă perioada de viață sănătoasă, care la unele popoare sau comunități este până la 38 de ani media. Pe întreaga pula, altele până la 60, până la 50. La aceste comunități, perioada de viață sănătoasă era foarte lungă. Se ducea acolo spre 70-80 de ani. Iar speranța de viață sau longevitatea, de regulă, trecea de 95 spre 100. Ei bine, acești cercetători americani au studiat stilul de viață al acestor 7 comunități și au găsit lucruri comune acolo. Hrană complet nepoluată. Există, de exemplu, în Elveția un sat, care e foarte mic, nu-i mare, unde oamenii, printr-o tradiție, nu că n-ar cunoaște, că în Elveția știu și ei tot ce se descoperă în lume, printr-o tradiție locală, n-au mâncat și nu mănâncă zahăr niciodată. În magazinele de acolo nu există zahăr și sunt educați, așa au moștenit ei. Nu știu dacă și-au pus problema că e bine sau rău, poate la începutul nașterii acestei tradiții, e bine, acolo nu există cancere de tub digestiv. Și așa mai departe. Sigur, s-au dus acești doctori americani undeva în sudul Rusiei și nordul Chinei, prin munți acolo, și au întrebat un bătrân care le-a ieșit în cale, de ce voi trăiți foarte mult comparativ cu noi americani? Bătrânul i-a răspuns neașteptat pentru americani. A zis, pentru că voi, americanii, citiți cărți. Au mai mers un pic, iar au întrebat un alt bătrân, culmea că le-a dat același răspuns, pentru că voi citiți cărți. Au întâlnit și o femeie în vârstă și le-a răspuns puțin altfel, pentru că voi vă faceți griji și noi nu ne facem. Și factorul psihologic, factorul alimentar, apa, etc. Toate sunt importante. Și sigur, 5 din aceste 7 comunități nu consumau proteină de origine animală. Adică nu consumau carne. Consumau proteină de origine animală sub formă de lactate fermentate. Nu prin teac, mai mult prin ferment. Și aceste alimente care le consumau ei erau pure, pentru că nu erau poluate cu euri, cu aditiv, nu exista noțiunea de aditiv, acolo, și mai departe. Alți factori, și cu asta eu închei, care trebuie trecuți în revistă și statistic s-a dovedit că au efecte cancerigene, proteina de origine animală, adică ce înseamnă asta? Abuzul de carne. Abuzul de carne. Nu contează dacă e carnea sănătoasă sau nu. Dacă carnea este poluată,
de la animale hrănite cu organisme modificate genetic. Dacă carnea e poluată cu hormoni, cum injectează acum pe unele vaci cu prolactină ca să crească cantitatea de lapte, de la 10 litri la nu știu cât, la 14 litri pe zi. Nu contează dacă această carne, aceste animale sunt hrănite cu hormoni. Curcanii, de exemplu, sunt injectați cu hormoni, fiecare pasăre în parte. La găini le dă lașdiac sau de hrana mixată. Deci dacă carnea e tratată astfel, ea e încă mai toxică și riscul oncogen e mai mare. Dar și o carne foarte curată, dacă se mănâncă mai mult de 2 zile pe săptămână, proteină de origine animală începe riscul. Începe riscul. După aceea sunt razele ultraviolete. Această modă de a te expune la ultraviolete nu a existat în istoria civilizațiilor. Când am scris eu acum 25-30 de ani prima carte de medicină biblică, am cotat în toate paginile Scripturii și în tradițiile Scripturilor Părinților să văd dacă există obiceiul de a face o cură heliomarină prin expunerea trupului la ultraviolete. Și nu am găsit, și nici în istoria medicinii nu am găsit această practică ca fiind o practică terapeutică. Există cura marină pentru aerosolii în valuri, pentru talazoterapie, pentru plimbare, gimnastică, deci altceva. Dar nu există practica expunerii trupului la razele ultraviolete. Ele dau cancer de piele, melanom, aceste expuneri prelungite. Și avem mereu astăzi cazuri. Moda a apărut după al doilea război mondial, probabil că a fost și un factor psihologic, când oamenii și-au schimbat modul de a petrece concediu și atunci s-au și născut majoritatea cazinourilor și hotelurilor pe toate litoralurile de pe glob. Datează de prin anii 50, 40-50. Deja prin anii 65-70, americanii au publicat primele studii cu cancer de piele, melanom, și cancer, mai cu seamă, în sfera orele și la tiroidă, la bolnavi care se expun mult la razele ultraviolete. Noi am avut la Hospisul Sfânta Irina și mai apar din când în când lucrătoare la cabinetele de bronzare din oraș, pe care patroana le obligă să se expună trupul cu fiecare client ca să-i arate cât frumos e bronzată, ce bine arată, nu știu ce. Și mi-o amintesc pe o tânără de 32 de ani cu un cancer de ovar care a și murit acolo la noi. Era salariată la un cabinet de bronzare și, sigur, era și foarte bronzată. Asta era munca ei toată ziua. Dar mai există și efectele cancerigene, în special la copil. Care copilul are un procent mai mare de apă în trupul și în creierul lui, la copiii care folosesc telefonul mobil abuziv. Am o doamnă, o prietenă la neurochirurg, care de câte ori operează o tumoră de loc temporal pe stânga și întreabă bolnavul pe care parte ții telefonul, se confirmă întotdeauna, pe stânga, pe dreapta, așa. Și literatura vorbește despre asta. Mai sunt trecuți la factori oncogeni și sterilizarea alimentelor cu raze X sau cu iradieri. Deci, altă cauză în zilele noastre, foarte răspândită. Mai sunt clinica de oncopediatrie din Düsseldorf a publicat o listă cu vreo 10-15 aditive alimentari dovediți de ei cancerigeni. Unul din ei este benzoatul de sodiu, care se toarnă în băuturile răcoritoare, dar numai în România, pentru că toate celelalte țări l-au pus în afara legii, acolo se folosește sorbat de potasiu. Mai este, cum am mai vorbit noi și altă dată, iodul supraadăugat în sare, care a dublat procentul de cancer de tiroidă în România de 2002 încoace, de 12 ani. Mai sunt pulberile oncogene, la muncitorii care lucrează în mediul cu pulberi. Mai să nu uităm, în afară de asta, făina albă, care
are efecte asemănătoare în corpul omului cu zahărul, pentru că sunt tot niște glucide rafinate acolo. În pâinea albă predomină amidonul, nu e. Restul au dispărut de pe acolo tot. Fosfolipide, aminoacizi, fibre, minerale. Nu mai găsim în pâinea albă. Dar tot așa au trebuit să treacă cam 100 de ani ca să facă legătura între abuzul de făină albă și cancerul de sigmoid și de rect. Mai mult acolo țintește acest obicei prost, în partea terminală a intestinului, probabil datorită proceselor de fermentație mai agresive care să facă în intestinul unui om care mănâncă făină albă și nu făină integrală. Mai există și un factor psihologic care este extrem de important și a fost studiat de un doctor Hammer, neamț, care acum și-a pus toată industria de medicamente în cap, probabil, și Ordinul Medicilor din Germania i-a retras dreptul de liberă practică și trăiește în afara Uniunii Europene. L-au condamnat la închisoare, ceva cam ca pe vremea lui Dej, așa, cum era la noi. Dacă rămâi în Uniunea Europeană, faci închisoare. Dacă ieși în afară, cu domiciliu forțat, e cu suspendare. Pentru că el a muncit vreo 30-35 de ani să identifice tipul de factor psihologic oncogen, după care a început să trateze bolnavii prin tehnici de psihoterapie, a avut rezultate bune la câteva mii de bolnavi, până când i-au ridicat dreptul de liberă practică și pe una din cărțile lui scrie așa o axiomă care de fapt este în același timp foarte ortodoxă. Până nu îi ierți pe toți care ți-au greșit, vindecarea nu începe. Zice el. El s-a ocupat de teoria conflictului nerezolvat. Așa se cheamă teoria lui. Oameni care s-au ciopit de un conflict, au avut un stres social, adică un stres de la o altă persoană, așa, și odată că n-au putut să-și asume această întâmplare și, în al doilea rând, au rămas cu resentimente față de oamenii din jurul lor, față de frații lor, să zicem așa. Dacă sunt botezați sau nu. El vorbește despre această teorie a conflictului rezolvat pe câteva sute de pagini și toată teoria lui se rezumă la a ajuta bolnavul să-și rezolve conflictul nerezolvat. Moment în care boala începe să vindece de cele mai multe ori. Și sigur, mai sunt și alți factori oncogeni și apar tot timpul studii acum despre cuptorul cu microunde, apar studii despre teflon, apar studii despre bisfenolul din flacoanele de plastic în care e pusă apa și toată e uitată la soare în fața magazinului, la o anumită temperatură, plasticul degajă această substanță cancerigenă. Recent în Los Angeles, primăria a dat o hotărâre locală acolo, pe teritoriul orașului, nu se mai pot folosi flacoane de plastic pentru apă, vin, bere și așa mai departe. Și numai de sticlă au luat această hotărâre pentru că au văzut pe de o parte că generează boli și pe de altă parte une sticle de plastic îi trebuie vreo 10.000 de ani ca să se degradeze spontan în natură dacă nu e distrusă sau refolosită la altfel. Bine, aștept întrebările dumneavoastră.